tu știi că Domnica, tu votezi pentru la Oscar? La Oscar, da. Da. Știi asta? Da, am întrebare aici. Da, e întrebare pregătită. Da. Tu crezi că aici... Dar ce înseamnă asta? Cum de votezi la Oscar? Că asta, de fapt, vor străinii, vor să vorbești o engleză care să se înțeleagă, să fie foarte clară. Chiar în zona aia de accent pe care da, tu o ai, știi? Nu fii tu Libu de Budauciu, știi? Libu de Budauciu, da. Nu, exact. Mai degrabă te duci în rusna. My dear friends, I'm here. Poți cu accent indian? Hello, sir, it's Glovo. What do you think about that? I don't know the interphone. Welcome to Lunțara. I cannot find the address, sir. Vorbim acum, relaxați, da? Și după aia dăm rec la cameră. Și pe aia se transformă și zici, Doamne, dar ce s-a întâmplat cu tine? Stai, stop, stop, hai să o luăm de la capăt. Doar din experiență pot să învețe. Nu există, am terminat facultatea, scrie pe diplomă, mea sunt actor profesionist. Nu, de acolo începe greu, știi? Și am avut la un moment dat un casting cu 400 de actori tineri. Și 80% dintre ei aveau niște prezentări, am crezut că sunt forțați de cineva. Bucurați-vă, nu vă bucurați că sunteți actor, nu aveți această pasiune pentru profesie? Din Craiova, sau mi-a venit un actor cu o coroană, că avea un rol de domnitor. Serios, da, excelent. Da. Am zis, nu. Să vă lăsați cu coroana la intrare. La intrare, vă rog. Va fi foarte dificil să ieșim din atmosfera de la Nerilu, pentru că pe canalul ăsta Hoho TV noi mai avem o emisiune în care comentăm foarte multe riluri și hai să zicem că nu suntem atât de serioși precum s-ar presupune că ar trebui să fim la podcast, la podcast, la emisiunea asta. Dar cred că putem, Mihai. Putem? Da, vedem. Putem să încercăm și asta. Invitata de astăzi este Domnica Cârciumaru. Nu o să zic cine este, pentru că cu siguranță dacă ați dat click pe linkul ăsta, pe thumbnail-ul ăsta, știți și voi cine este și de ce este bine să știe mai ales ea cine sunteți voi, dar și invers. Foarte important, vreau să începem cu o întrebare. Mincu, crezi că ar trebui să facem și noi castinguri pentru podcast? Adică să facem castinguri pe cine aducem? Da. Nu. Nu suntem în punctul ăla, Mihai, ai nebunit? N-ai văzut cât subscriberi avem ca să facem figuri? Vezi că am crescut, avem peste, ne apropiem de 13.000 de subscriberi, ceea ce este un lucru senzațional pentru ceea ce putem noi. Eu tot cred, nu, aici în podcast deschis chemăm oameni pe care îi urmărim. Crezi că ai luat un casting la podcast sau l-ai pica? Sigur l-aș lua, nici nu mă îndoiesc. Că particip, știi? Și dacă particip, câștigi, că ești cum e cu actorii care zic tot timpul că... Ei nu iau roluri, dar vii la casting? Păi nu, n-am timp de casting. Păi atunci nici n-ai cum, e ca la loto, știi? Joci la loto, câștigi, posibil. Dacă nu te duci, nici n-are cum să te vadă cineva acasă. Mai multe șanse dacă vii. Da. Exact. Dacă exact. Te-aș prezenta drept Domnica Cârciumaru, regizor de casting, ar fi prea puțin la câte lucruri... Director de casting. Director de casting, scuză-mă. Să lăsăm pe regizor unde le locul. Da. Unde e locul pe asta? E locul pe de pe ani de regizor de casting, ai căutat acolo. Nu, mi se zice și agent de casting. Agent și, de casting? Nu, și okay. Chiar urăsc termenul ăsta pentru că agenții... Pește? N-ar fi rău, aștept să fiu matroană de actor, da? Știi, să-i distribui unde trebuie. Podcastul ăsta se numește Luni Seara. Ce ai face tu în mod normal luni seara dacă n-ai venit la podcast? Luni seara m-aș gândi ce fac săptămâna asta. De obicei îmi programez lunea, ziua de programare, mă gândesc așa, privesc în viitor până la ziua de vineri, sâmbătă și mă gândesc ce am de făcut. Mi-mi organizez săptămâna. Ok. Cine ești și ce faci? Sunt director de casting de vreo 22 de ani deja. Îmi place foarte mult cu ceea ce mă ocup. Este o profesie creativă, este o luptă, practic, pe care o ducem noi, directorii de casting, din toată lumea, nu de aici, că aici suntem o mânuță așa de oameni care facem casting. Să spunem lumii că, de fapt, tot jobul ăsta al nostru e unul creativ, în sensul în care noi nu doar sunăm actorii, ne și gândim cine e potrivit pe roluri. Mulți au avut această tendință de a se gândi că directorii de casting sunt niște secretare care dau telefoane și atât. Nu. E bine, este un lucru extrem de strâns cu regizorul și cu producătorul, în sensul în care ne consultăm, venim cu idei. De cele mai multe ori ideile noastre trec peste cele ale regizorului și producătorului, pentru că, mă rog, vedem și filme, vedem piese de teatru, mergem la showcase-uri, vedem cam tot ce e pe piață și atunci știm exact
cine unde se potrivește și e foarte important. Mai mult decât talent, noi știm și cine e disciplinat în profesia asta. Că e foarte important. Mulți consideră că talentul e suficient. Nu. Dacă tu nu ești disciplinat în profesia asta, e cum sunt atleții de performanță. Mm-hmm. Se vede efortul constant pe care îl faci. Adică dacă ai făcut niște prostii, se duce vorba așa în târg. Oh, se cam duce, mai ales la noi, sau... care nu e neapărat o industrie, o comunitate. Nu e așa mare târgul. Da, e mic. Ce înseamnă să faci prostii astfel încât să se evite colaborarea cu tine? Nu știu, în mod constant să vii nepregătit pe platou, în sensul în care nu-ți investi textul, te comporți urât cu oamenii din echipă sau nepoliticos. Nu știu, faci gafe, vii beat, consumi diverse substanțe, adică s-a mai întâmplat de-a lungul nenumăratele proiecte, s-a mai întâmplat să existe și derapaje. Și derapajele astea sunt sancționate. Pe unii, de exemplu, eu i-am iertat că și-au corijat comportamentul. Dar e foarte greu, pentru că, cum a zis și Alex, dacă se duce buhul deja și mulți regizori, producători zic, dacă a greșit odată, e clar că o să greșească și a doua ori, și atunci le e foarte greu să treacă peste. Domnica, zi direct, cine bea? Și cât sau ce? Și cât, da. Băi, gândește-te că, mai ales dacă nu vorbim de un actor care e foarte cunoscut și are proiecte și e căutat, și să zicem că ai terminat facultatea, să ești la primul tău rol, la primul tău proiect, you have one shot. Și până la urmă, în afară de comportament, așa cred că e. Și cât de bine o dai, cât de profil. În adevăratul sens al cuvântului, one shot. Da. Adică poți să bei doar un shot înainte. Nu e vorba de asta, e vorba că mulți și mai ales actori tineri își imaginează că dacă petrec o noapte în control până la 4-5 dimineața, pot a doua zi se ducă la filmare. Nu e ușor. Păi nu trebuie să mai puneți filmările miercuri. Pentru că se duc marțea în control. Da, filmare nu se filmează miercuri, nu? Știi, și atunci e foarte greu. Că na, toți știm, toți am trecut prin asta. E greu cu capul mare să mai dai și un text de două pagini, cel puțin, știi? Dar eu voiam să te întreb asta. Spre exemplu, vine un regizor la tine, Domnica, facem filmul ăsta. Caut un... am nevoie de personajele astea, am nevoie de 4 actori. Tu te gândești cine s-ar potrivi cât de cât pe roluri. Da, în momentul în care citești scenariul, așa cum scenaristul se gândește, are pe cineva în cap de cele mai multe ori, producătorul la fel, și sunt cumva povești diferite. Producătorul interesează ca acest proiect să fie vandabil și la filme de artă și la filme comerciale, să prezinte povestea în interesul lor, cum ar trebui să arate fix din punctul lor de vedere. Regizorul are viziunea lui, dacă mai e și scenarist, cu atât mai mult. Și scenaristul e clar că scrie în modul în care și-a imaginat de personaj. Acum vin și eu cu viziunea mea, că citind, încerc să mă gândesc și din punct de vedere al publicului, să mă poziționez și așa, să dau un pas în spate, dar și din punct de vedere al veridicității poveștii, știi? Să nu pară disproporționat sau... Și până chemi actorii la casting, vorbești cu regizorul, m-am gândit la ăștia? Da, sau... noi ne întâlnim toți. Adică de cele mai multe ori mă întâlnesc cu producătorul și regizorul sau doar cu regizorul și dezbatem. Uite, eu m-am gândit la respectivii actori, respectivele actrițe, tu la ce te-ai gândit? Și cumva ne comparăm listele. Și se întâmplă de cele mai multe ori să ne potrivim. Dar se întâmplă și regizorul să spună, băi, eu aș vrea de data asta să forțez puțin nota și să fac altceva decât am făcut până acum. Și uite, m-am gândit așa, ce zici, există vreun actor care ar risca să facă? Mai ne gândim și așa, de multe ori actorii sunt distribuiți fix pe ceea ce fac. Exact, aici vreau să ajung. Știi? Da. Ori... ne ducându-se la teatru sau ne văzând alte proiecte, sunt câțiva actori pe piața asta, nu mulți, pentru că nu mi s-a dat șansa, nu că nu pot, care au jucat puțin și n-au mers pe stereotip, n-au jucat același tip de rol. Și atunci e simplu. Dar sunt și mulți care n-au avut șansa niciodată, nu mi s-a dat șansa niciodată să-i vadă publicul altfel și nu decât, prea vezi la noi parcă roluri de compoziție. Parcă nu, te potrivești, așa mi-l imaginez, am nevoie de un bărbat cu părul un pic mai lung, ochelari, hai că merge. Nu s-a mai făcut. Nu, pentru că asta presupune să ai timp de pregătire și să încerci tot felul, adică să testezi actorul mult timp, genul ăla de tip de casting mai lung, și după aia să ai și un timp de pregătire de repetiții, că nu e așa de simplu să intri... E vorba și de buget, normă, știi? Da, categoric.
Cum se desfășoară un casting? Tu ai deja niște, ai o bază de date cu filme ale actorilor, cu niște prezentări ale actorilor și îi chem pe aceștia la casting? Da, odată ce ne-am hotărât sau ne-am făcut o listă, dacă regizorul deja a văzut din materiale pe care le-am prezentat eu, îi chemăm pe respectivii, dacă nu pot să-i chem să dea o probă, numai okay, ca să-i testăm. Și de cele mai multe ori insist pe zona asta, le spun tot timpul, nu ne costă nimic dacă îi chemăm să-i vedem într-o probă, că nu știi, tu n-ai nimic de pierdut, dacă nu vrei să vii tu la casting, fac eu castingul și vezi din materialele mele. Încerc pe cât posibil să testez cât mai mulți actori, pentru că pe mine asta mă interesează. În primul rând mă interesează foarte tare, în piața asta avem ca vreo 4.000 de actori. Mare parte profesioniști, care au terminat facultate, pentru că se termină cam acum vreo 400 de actori pe an. Ori, dacă sunt aceleași fețe, cumva e o rutină. Uh-huh. Am fost cu o prietenă la un film și, mă rog, a fost un actor cunoscut și a zis, mamă, iarăși, deci nu, voi nu mai aveți alți, adică tu nu mai știi alți actori să mai distribui sau... Și asta e că și la Hollywood e la fel, adică... Da, categoric. Și atunci ce vreau să spun e că eu încerc din răsputeri, ca dacă nu în rolul principal, măcar în rolurile mici, că nu știi niciodată când da, ești remarcat și treci pe acolo cu o tavă și te vede cineva și ce, la următor aș vrea să-i dau ceva mai mult și ceva mai mult. Și atunci se creează așa o... Ah, ok. E foarte bine că se întâmplă chestia asta, pentru că trebuie să existe și carne nouă în orice, da, da, în orice industrie. Pe mine mă interesa exact ce se întâmplă la casting, cât de mult ajuți actorul care vine la casting. Să zicem că tu crezi că e potrivit, de-aia l-ai chemat, da, normal, de aceea l-ai selectat. Cât de mult îl ajuți atunci când el dă proba respectivă? Îi ceri să dea mai multe feluri sau da, are, e one shot și asta este? Depinde de regizor. Sunt regizori care văd din prima și nu mai au nevoie și regizori cărora le place să lucreze cu actorul și atunci face mai multe. Știi? Dar întotdeauna îi ajut, adică le dau, nu îi las, le dau, știi, acolo niște sugestii. Domnica, unor dă și replicile, spre exemplu. Da. Adică ia stă, acum să-i explicăm lui Mihai și poate celălalt care se uită și nu știu cum e. Tu intri efectiv într-o cameră, seamănă cu asta, e o cameră de filmat. E o masă, poate e regizorul, poate e producătorul, mm-hmm, și este și domnica. Și acolo mai e un personaj și, nu știu, ai de vorbit cu cineva și dacă nu ai o parteneră sau un partener, îți mai zice Rodica, okay, domnica, îți citește replicile din spate acolo. Da, îmi și place, recunosc, îmi place să dau, pentru că știu exact ce butoane să apăs în momentul în care dau textul ca să ajut actorul din fața mea, știi? Mai sunt, na, eu mai rog actor să ne mai ajute din când în când, dar dau replica la modul simplu, știi? Îmi place să mă joc puțin cu textul, că știu că pot să-l ajut pe cel din fața mea, să-i dau ceva, știi? Da, să uite, poate okay, să se agați. O problemă pe care mulți colegi și eu aveam când mergeam la un casting, la noi facultatea este mai mult de teatru, no, chiar dacă se cheamă și de film. Tu înveți actoria de teatru, la film e altceva. Trebuie să fie mai conținut, mai puțin, ca să înțelegi, nu joci, cum s-ar spune, mai gros, ca să vadă la într-o sală mare, că tu te-ai enervat. E totul mai conținut. Și noi nu știm când venim la un casting cum să facem. Și te gândești, la teatru ajută dacă tu te duci mai mult într-un mm-hmm, personaj, ca regizorul să aibă de unde să tai și să zic, ok, e bine, dar mai conținut, te-ai enervat prea mult, nu mai gesticula, nu mai da pumnul în masă. Mm. Și noi avem mereu dilema asta, băi, mă duc la un casting. Nu mi-e clar că ai de obicei o foaie, câteva replici, nu ai personajul, nu știi exact prea multe lucruri despre el, cum să-l faci și bă, ce fac, mă duc mult ca să vadă că pot? Sau mă duc așa în conținut și să fiu mai adevărat, știi, cu băi ce m-ai enervat sau băi ce m-ai enervat dacă pun în masă. Nu știi, e panica asta. Și ai observat o tendință sau cum crezi că e mai bine? Eu sfătuiesc tot timpul actorii să meargă pe autentic. Cum vorbim noi acum, așa ar trebui să vorbească și în scenă. Pentru că sunt foarte puține scene care sunt din, nu știu, dintr-un film de epocă. Și chiar și într-un film de epocă trebuie studiat un pic cum era în vremuri. Adică eu cred foarte mult în a verifica exact ce perioadă este în textul respectiv. Și îți dai seama. Cum a fost și cel de la uh-huh, Managing Time. Dar îți dai seama. După sifoane, după, adică sunt niște lucruri care te duc foarte clar într-o perioadă. Și atunci e mult mai simplu să te poziționezi. Iar dacă de cele mai multe ori filme despre oameni, da? Sunt relații dintre oameni. Da. Că e o despărțire, că e o dramă între doi îndrăgostiți, că e o relație disfuncțională de familie,
că, nu știu, se întâmplă, sunt chestii din viață, că sunt doi prieteni, că sunt doi dușmani. Noi ne poziționăm cum ne-am poziționat în viața reală și asta le spun tot timpul actorilor, că ar trebui să treacă prin filtrul personal. Că până la urmă la casting, ce să vezi? Tu vii pregătit pentru un personaj și încerci tu să-ți regizezi personal. Dar regizorul de fapt vrea să te vadă pe tine. Și ce ai tu? Că fiecare dintre actorii ăștia mari, ce au de fapt ei? Că cei mai mulți joacă la fel. De ce joacă la fel? Așa zicem noi, de ce joacă la fel? E de fapt personalitatea lor, e carisma lor, e stilul lor. Da? Deci nu trebuie să facă nimic special, sunt ei. Știi? Și tendința naturală, cum spui și tu din școală, e să faci mult să fii remarcat, că de fapt asta vă învață în 3-4 ani de zile. Și nu e o chestie greșită la teatru. Pentru că și doamna din ultimul rând care a plătit bilet vrea să te vadă, că joci, nu? Că de-aia da bani. Trebuie să faci să ilustrăm. Dar la cameră, camera practic e câteodată la prim plan și îți vede și lacrima din ochi sau irisul că se mișcă, adică sunt niște detalii foarte fine la film. Da, mie mi s-ar fi părut interesant când eram student să fi avut niște opționale de cum să te duci la un casting, cum să te pregătești. Începând de la chestii de bază, nu se învață la poate unii nici nu se gândesc. Nu, eu am mai fost invitată, pe la facultăți din țară, de exemplu Clujul m-a invitat foarte mult și... Adică, ok, facultatea se termină cu examenul, da? Dar examenul final nu cred că are vreo legătură cu un casting, pentru că tu până la urmă faci facultatea de teatru și film pentru castinguri. Adică te pregătești și teatru și film, da. Pentru momentul X ăla este. Da, așa e. Și în mod normal mi se pare natural să știi ce urmează. Acolo, uite, mi-amintesc când am fost la un casting, nu de film, pentru un post de prezentator și aveam niște emoții foarte mari, nu mai fusesem pentru prezentare și nu știam la ce să mă aștept. Și am crezut că intru acolo undeva. Mi-au dat un text înainte, l-am tocit, am zis ok, îl învăț în mai multe feluri. L-am și adaptat și mă așteptam să dureze 5 minute să zică, da mă, ne place, nu ne place, la revedere. Am stat 2 ore, deci mi-a plăcut foarte mult faptul că cineva acolo a zis, acum vreau mai așa, acum vreau mai așa, acum vreau... Și asta înseamnă că ești pe lista scurtă. Dacă erau mai mulți, nu-și pierdea timpul cu mine, normal. Și mi-a zis, uite, fii atent și face și... Deci mi-a plăcut atât de mult... Nu ți-a zis, mulțumim, vă sunăm noi? Da, și mi-a plăcut atât de mult că mi-a dat indicații și înseamnă că a simțit cum că pot și la final m-a întrebat, da, ai obosit? Zic, nu, n-am obosit. Cum să obosesc după 2 ore? Ducem. Și cred că e foarte importantă zona asta pentru actori. Și cred că am sărit o parte din discuția asta pe care am început-o în această seară. Cum ajung cei care termină facultatea de teatru și film, da, să numim așa, cum ajung pe lista ta? Păi ajung trimițând materiale. Da, ajungem iar la discuția pe care am făcut-o mai devreme cu Alex, apropo de pregătirea lor în facultate vis-a-vis de casting. 99% dintre studenții de la actorie nu știu exact cum să se prezinte la un casting. Nu știu că ar trebui să aibă pregătite niște materiale care să le arate directorului de casting. S-au obișnuit cumva și cu... Singurul lor reper, de fapt, sunt agențiile de casting unde se duc pentru reclame. Și unde știu că pot oricând se ducă să-și facă fotografii și prezentare. Și cam mai se oprește tot. Ori e mai complex de atât, pentru că mai nou regizorii vor să vadă materiale video diverse. Și atunci ea trebuie să pregătească un monolog. Și mulți veneau la mine cu monologe din, nu știu, Dale Carnavalului și alte, și Cehov. Și le-am zis, doar dacă sunteți absolut geniali și voi reușiți să le faceți filmic, atunci da, le accept. Dar nu reușeau, evident, pentru că ai nevoie de experiență, totuși sunt destul de cruz și na, mai au nevoie de niște ani de experiență și să învețe lucruri. Așa că ei trebuie să vină cu aceste materiale, să aibă un monolog, să aibă o prezentare în care se povestească relaxat mai multe despre ei. Că și asta e foarte greu, ei nu știu, eu mai fac din când în când workshop-uri din astea educative și realizez că actorii de fapt nu știu să vorbească despre ei, le e foarte greu să vorbească. Chestii simple. Ei nu realizează că în momentul în care încep să se relaxeze și vorbesc despre ei, de fapt arată ceva, scot ceva din interiorul lor foarte frumos și care de fapt este foarte plăcut regizorului și producătorului și directorului de casting. E fix personalitatea lor și atunci când încep să povestească, nu știu, de copii, de pisică,
de faptul că alergă în pădure, că le place iarna să bea vin fier, nu știu, orice, în momentul în care vorbesc se relaxează și atunci vezi cum vezi dincolo de personalitatea lor. Ori cei tineri nu prea știu lucrurile astea, nu știu că lucrurile astea simple de fapt ies niște bijuterii, că mulți nu înțeleg că de fapt personalitatea fiecăruia este importantă. Că eu văd în fiecare ceva diferit și pe mine mă interesează fix unicitatea aia să o văd. Încearcă să se tragă în același șablon, nu mă interesează să cum sunt fetele astea, de se îmbracă cu aceeași geacă, cu același tip de blugi, cu același machiaj, nu mă interesează să fie la fel. Mă interesează să văd unicitatea. Și sunt actori tineri care m-au impresionat că sunt simpatici și au zona asta de personalitate foarte bine conturată, nici știu ce vor, sunt foarte sigur pe ei. Și atunci îmi trimit din când în când niște materiale care mă impresionează și mi se par și haioase și bine făcute. Și am dat un exemplu la Managing Talent, o puștoai cu o actriță tânără, care tot timpul când îmi face materiale, face o prezentare haioasă, de multe ori găsește și personaje. Și mă distrez și eu și regizor și n-ai cum să nu remarci, că sunt niște chestii, știi, care ies puțin din tipar, nu fac la fel ca ceilalți. Și am avut la un moment dat un casting cu 400 de actori tineri și 80% dintre ei aveau niște prezentări, am crezut că sunt forțați de cineva să le facă. Cum? În sensul în care erau atât de plicticoase și păreau făcute de un polițist care îi lua și îi zicea acum trebuie să dai declarația asta, știi? Și erau triști așa și am zis, uite, de ce atâta tristețe? Adică sunteți tineri, bucurați-vă, nu vă bucurați că sunteți actori, nu aveți această pasiune pentru profesie? Abia ați început, tocmai, ar trebui să știi. E un trend acum care circulă pe TikTok și pe Instagram atunci când prezinți un produs. Spre exemplu, trebuie să prezentăm noi podcastul ăsta și încep. Ăsta e microfonul nostru. Este trendul așa să fii? Încă un el este Mincu. Dominica, invitata noastră. O să vorbim despre... Nu vă interesează. Dați-ne subscribe. E mai mult pentru actori. Mulțumim. E mai mult pentru actori. Da. Dacă ai venit asigurat, poți dai skip la podcastul ăsta. Ai carte de muncă? Nu te mai uita. Așa că, na, cumva... Fix cum zicea Alex, ar trebui și educați în zona asta și să urmărească toate. Uite cum a fost, nu numai cum a fost Managing Talent, sunt mai multe lucruri care se întâmplă pe piața asta, să fie receptiv și să învețe. Mi se pare, sincer, un handicap destul de mare. Adică eu totuși în facultate și după facultate am jucat în teatru independent, am jucat și la teatru de stat, chiar am dus tava, exact cum zicea Dominica, am văzut niște actori foarte mari, buni, cum repetă. Dar emoțiile când te duci la un casting sunt copleșitoare, cel puțin pentru mine sau pentru unii, când erau la început. Că tu ai impresia că e șansa vieții tale, dar nu trebuie să privești așa castingul ăla. Sunt foarte mulți și atunci dacă ești atât de emoționat, nu o să mai fii tu natural, nu o să mai vorbești numai așa. Tu te duci cu miza aia. Ar trebui să o privești poate ca un fel de joc la lot. Știi? Băi, hai să pun biletul, hai să pun prezentarea, hai să încerc să fiu natural, dacă e textul de așa natură, și vedem. E greu să ajungi acolo, e greu, adică eu acum am experiența de stand-up, de scenă și așa, și tot când mă duc sunt... Pentru că știu că n-am cum să transmit, poate nu o să-ți dai seama că de fapt sunt de treabă, cred că, okay, dar emoțiile joc, nu trebuie, că, atenție, emoțiile trebuie să fie acolo, adică mi se pare că sunt constructive, că te construiesc pe tine, că fără emoție ca actor nu, știi. Normal că așa e. Nu, dar eu sunt cred... filmele minimaliste în care nu joacă nimeni nimic și să mănâncă, nu ciorba, că am trecut de nivel de ciorbă, dar mai sunt filme din astea în care zici, bă... Mai te și miri de ce sunt câțiva plătitori de bilet, că nu vrea nimeni să vadă ceva așa minimalist. Vrea să vadă emoție, de fapt, asta vrea. Cred că cel mai greu este pentru actorul care merge la un casting, faptul că nu se știe ce vor de la el oamenii de acolo. Categoric, dar câteodată asta... nici regizor și producător nu știe ce dorește exact de la personaj. E foarte complicat. Se scrie un scenariu. Știm în mare, adică știm ideea firească a filmului așa din poveste, dar câteodată vin actori la casting
care dau povestea peste cap, pentru că le place atât de tare actorul respectiv, care vrea să facă cumva... O modificare. Să o modifice, exact, în funcție de personalitatea respectivă. Îi fascinează, adică nu e... Nu se merge pe un clasic tot timpul, știi? Fiecare casting e diferit, unul nu seamănă cu celălalt. Că mulți m-au întrebat, seamănă? Nu seamănă, pentru că se schimbă automat. Cât crezi că e așa factorul ăsta de noroc în care tu să te potrivești pe imaginea pe care are regizorul, directorul de casting, pe cum a fost scris? Sau cât e că ai putea totuși să fii atât de bun la un casting și să vadă oamenii de acolo că băi, asta ar putea să joace, asta îmi transmite ceva acum? Cât crezi că e? Am impresia, contează foarte mult cum și la imaginea și dacă tu parcă vii așa cu un pic... Contează și ce zi are actorul sau actrița respectivă. Un șablon parcă așa peste, știi? Nu e numai de șanse, e vorba și cum te prezinți. Că se întâmplă să fii actor genial care au zile proaste, știi? Mm-hmm. Să zici, Doamne, ce s-a întâmplat? Da. Se întâmplă. Și actori care nu au strălucit până acum, în sensul în care nu au avut nici șansa și nu l-ai văzut în nimic, să, așa, și să aibă un casting genial, știi? Și atunci să zici, da. Nu, e și asta. Mie mi se pare că norocul ți-l mai faci și cu mâna ta, în sensul în care trebuie să fii acolo când se întâmplă niște lucruri. De exemplu, azi dimineață m-am întâlnit în metrou cu un băiat cu care nu mai lucrasem de vreo 4 ani de zile. Și când l-am văzut, mi-am zis, băi, uite o șansă să-l chem, pentru că chiar îmi plăcuse în ultimul proiect în care am lucrat. Și am zis, ai venit la casting. Deci, să știe unde să ajungești. Pe ce magistrală era? Pe ce magistrală merge Dominica? Da, deci dacă tineri actori, dacă vă uitați la emisiunea asta, să mergeți cu metroul, da? Între Victorie și piața... Mai lăsați dreacu trotinetele alea. Universității sigur ne întâlnim. Așa. Cum îți poți da seama dacă te place un regizor la casting sau un director de casting? Acum, pentru perspectiva lui Mihai, spre exemplu, ce cred că ai întrebat tu, ai acea scenă, o dai și după aia zice ok. Și dacă îți spune și îți dă indicații și ai să o refaci și stă cu tine mai mult, înseamnă că te place sau asta face cu toată lumea că așa lucrează directorul de casting sau regizorul atunci? E, nu, dacă lucrează mai mult, înseamnă că vrea să scoată ceva de la respectivul actor sau respectivă actriță. Uh-huh. Adică merg undeva în profunzimea personajului. Dar tot timpul le spun actorilor că ar trebui să fie super receptiv. Mulți sunt foarte, foarte traumatizați de text și în sensul în care trebuie să-l învețe, au și emoții, știi? Și nu mai ascultă. Așa, băi, dacă ascultați, dă-l încolo de text, învățați ideile principale. Limba română, materia, ne-a învățat un lucru foarte important, cel puțin în actorie. Învățați ideile principale. Pentru că mulți se cramponează de virgulă și de punct și așa și uită tabloul mare al poveștii. Uită să joace, pentru că... Sunt super stresați de virgulă, punctul e acolo. Și atunci dacă tu asculți real ce spune și regizorul și partenerul tău de scenă, că mulți nu ascultă, ori sar cu textul mai repede, ori îl întârzi că se gândește, atunci nu se mai creează niciun fel de relație și e mai complicat să lucrezi așa. Mm-hmm. Asta e o problemă pe care am tot întâlnit-o în ultima vreme, știi? Faptul că nu se învață textul cum trebuie, știi? Ce ar trebui să facă tinerii actori care termină facultatea de teatru pentru a deveni mai buni? Nu mă refer să meargă la castingul ăsta, am înțeles că trebuie să o facă, trebuie să pună cât mai multe bilete. Ar trebui să verifice tot ce înseamnă pe piață. Din punctul meu de vedere, ar trebui să facă reclame, ar trebui să facă figurație în piese de teatru, să prindă roluri mici, să meargă pe un platou de filmare ca figurație simplă, să vadă cum se pune lumină, ce face gripul, ce face doamna de la curățenie, ce face producătorul. Și să stea să observe un pic toată, pentru că doar din experiență pot să învețe. Nu există, am terminat facultatea, scrie pe diploma mea, sunt actor profesionist. Nu, de acolo începe greu, știi? Mulți nu realizează asta. Nu știu ce se întâmplă la facultate, nu știu că cineva le spune lucrul ăsta, că sunt special și că gata, a trebuit să oprească aici să prindă numai rolul principale. Nu e așa, e o luptă și o muncă continuă cu tine însuți, adică nu e... E mult, adică în fiecare zi ar trebui să faci ceva, să înveți o limbă străină, să faci să înveți un instrument, să faci sport, să-ți găsești un loc unde tu ești foarte bun, de să faci stand-up dacă ești foarte bun,
să faci improvizații, că are și o chestie care lipsește multor actori, nu stăpânesc foarte bine zona de improvizații, că nu știi niciodată. Se întâmplă ca regizorul să zic, ia dă-l încolo de text, ia că vreau să-mi faci altceva și observ, știi, cumva ezitarea asta că nu stăpânesc foarte bine zona de improvizație. O recomand. Au fost regizori care au acordat unor actori fără experiență roluri principale în producții mari? Da, eu am avut experiență mai mult cu străinii. În România mai puțin, foarte puțin, dar afară, să știi că am avut surpriza, de exemplu, am făcut casting pentru un serial norvegian și regizorul, două, unul suedez și unul norvegian, mi-au luat studenți din facultate și era anul întâi puștiu respectiv, Mario Montescu, foarte talentat. Eram super stresată, l-am întrebat de două ori, ești sigur? Da. Și am dat probe doar eu cu el. Au fost două probe. Și l-au luat pentru rolul principal, în serie care s-a dat pe Viaplay, adică eram un pic stresată, dar am mai avut tot așa unul despre traficul de persoane și au luat tot așa două studente din terminaseră un ATC-ul. Și tot așa am întrebat, ești sigur? Da, sunt sigur. Deci n-au avut niciun fel de... Pentru că văd exact, știi, văd exact ce au nevoie. Aici e un pic de teamă că, na, fiind o comunitate, probabil e mai simplu să mergi la sigur cu niște oameni. E mult mai simplu. Proiectul se face mult mai ușor. Afară, ei sunt obișnuit să lucreze cu actorii vazi necunoscuți, știi? N-au problema, nu interesează. Ei ce văd dacă le place, nu interesează dacă au făcut 1000 de filme. Cum am fost cu, de exemplu, cu Anca Dumitra, m-am și amuzat. Am făcut un film, un TV movie, nu știu cum să-l numesc, pentru Channel 4, despre traficul de persoane. Și ea cumva a fost printre ultimele. Tot căutam pentru protagonistă și a dat o probă excepțională. Și după ce a luat rolul și așa, și-au semnat contractul, ăștia nu știau cine e. Au luat-o pur și simplu că le-a plăcut proba, a fost o probă foarte bună. Și a zis, aoleo, dar noi am luat o vedetă? Zic, ce vedetă? Că nu își uitați. Joacă în Blas Fierbinți, am văzut că e cel mai cunoscut serial din România. Zic, da, nu. Eu încercând cumva, vezi, și eu am câteodată niște temeri de astea așa, că în România, dacă cumva ți se pune eticheta că dacă joci în telenovele sau joci nu știu ce, nu mai poți să faci film de artă. Deci e o inepție. Ori Anca a demonstrat că este excepțională și în România nu a mai fost distribuită până atunci niciun film. Niciodată, pentru că ea era Gianina. Ceea ce e absolut greșit, dacă o vezi la teatru... Da, poate să joace, eu sunt actriță foarte bună, dar e foarte greu. Se pune o imagine, comedie și poate... Na, gata. Ori irlandezii au fost super impresionați. Cât de mult crezi că e important social media în industria asta? E important dacă vrei să fii cunoscut. Adică... Zic tot timpul că ar trebui să se expună actorii, mai ales în timpul pandemiei am avut această discuție și țineam niște Zoom-uri, mă lu, okay. De astea de educație. Orice expunere e importantă. Adică că faci stand-up, că spui glumițe, că faci, nu știu, personaje, te joci cu tine, adică ar trebui făcut asta în mod așa ca expunere pentru ei, dar... Nu e o chestie care să conteze, gen cifrele de pe social media, când cineva vrea să facă un serial sau zic... Probabil pentru... pentru seriale, nu? Probabil pentru filmele comerciale. Pentru valul ăsta, nu? Dar doar dacă vrei să apari. Mi se pare că de cele mai multe ori cei care au foarte multe cifre apar în rolișoare mici, tocmai că la marketing contează. Dar nu, asta e pur și simplu ca experiența ta ca actor, că n-ar trebui niciodată să spui pauză, știi? Ar trebui tot timpul să faci ceva, mi se pare minunat să faci asta și să nu te oprești niciodată, să faci tot timpul câte o chestie, să-ți găsești ceva de lucru în zona asta. Cum ți se pare trendul ăsta așa care a pornit în ultima vreme de filme românești din ce în ce mai multe, comedii ușoare, simple, dar cu priză la public? Rețeta de influenceri chiar, adică nu vedete influencerile, vedetele online. Da. Nu actori, dar un mix așa. Dar nu judec, în sensul în care eu lucrez și cu actori profesioniști și cu actori amatori.
Dacă mie mi se pare că tu ești, livrezi ce trebuie. De exemplu, am văzut ăsta, Retriva mea veche, și m-a impresionat unul din frații fratelii, cei care dețin așa. Uh-huh. N-a fost rău, adică și-a făcut partitura foarte bine și știi, te așteptai la cei mai rău, că zicea... E om de afacere, adică... Un om de afacere, exact. Dar a fost foarte bine pe bucata lui, adică m-a impresionat. Că na, fetele erau foarte bine. Nu e... Mie mi se pare că este un lucru foarte bun, faptul că se încearcă aducerea oamenilor în cinema. Orice film care aduce oameni în cinema, nu contează ce tip de film, dacă are publicul lui, ar trebui promovat și văzut, știi? Mm-hmm. Se ajunge așa la o bulă, de, adică se extinde bula, adică sunt filmele care au până acum și parcă doar anumiți oameni mergeau în cinema și erau foarte puțini și acum parcă ai adus publicul ăsta din social media, de TikTok, și îi aduci. Nu știu... Eu cred că e foarte bine pentru că cei care fac filmele astea acum ori să învețe foarte mult și ori să ajungă să facă filme din ce în ce mai bune. Asta, exact. Și important e să existe, cred că important e să existe concurență, că în momentul ăla și calitatea crește. Exact. Și la fel ei învață cum să le facă, au nevoie să aibă succesul financiar ca să poată să producă alte filme. Dar am văzut și am început să aud... Băi, nu mai merg, mă, frate. Nu, sunt slabe. De la anumiți oameni. Băi, nu mai merg, mă. Nu, sunt slabe. N-am râs, n-am nu știu ce, iarăși cu nu știu ce vedetă. Așa spune soția mea. Mă uit pe Netflix sau pe o altă platformă din asta. Zic, a, uite, film românesc. Băi, mă, ce ai cu mine? Și zic, stai, mă, că poate e bun, stai, că poate... Și mă uit singur. E foarte interesant că până acum câțiva ani când se înceapă asta, era, filme românești erau, băi, m-am săturat de comunism. Și tragedii și tristeți. M-am săturat de să nu se audă bine. Acum parcă au venit aceste filme cu opțiunile de nu mai avem subiectul de comunism, avem hăheală, avem comedie, se aude bine, se vede impecabil, deja nu mai știu cum ești. Producții în care se investesc. Dar e altceva ce nu ne convine, știi, acum. Poate să ajungem la mixul ăla să fie bine, adică poate să aibă, crezi că poate să aibă un efect de bă, hai că s-a încercat, dar nu, sunt slăbuțe, sunt nu știu ce. Nu, eu cred că în momentul în care crești și văd că sunt o grămadă de producții care se lansează anul ăsta, știi? Cred că o să fie din ce în ce mai bune și atunci or să selecteze clar tipul de public care se duce la, la cinema, știi? Bine, noi nu mai avem așa de multe cinema, ori și nici nu prea pot să concurez cu ultimul Fast and Furious sau ce mai apare, știi? E cam greu, că prima tendință e ca lumea să ducă la filmele americane, da? Pentru că sunt și așa construite să ia ochii și să placă publicului. De meseria ta depinde soarta unui actor. S-a întâmplat vreodată să vină cineva la tine și să zică, băi, Dominica, nu mai lua pentru rolul ăla sau, nu știu, puteam să fiu eu mai sus din cauza ta, dar n-ai vrut. S-a întâmplat chestia asta? Nu, dar am înțeles că mai sunt discuții prin spatele ușilor. Scuze, știi cum e? Nu sunt un borcan de Nutella ca să mulțumesc pe toată lumea. Încerc tot ce e posibil să fac, adică eu sunt genul ăla de director de casting care întotdeauna am promovat până în pânzele albe și cred că sunt atât de încăpățânată că dacă țin foarte tare și mi se pare un actor potrivit, atenție, potrivit, că am prieteni actori care n-au mai venit la casting de 3 ani de zile. Ok. Adică prieteni de-ai mei, apropiați, dacă nu s-au potrivit, de ce să-i chem? Adică mi se pare inutil să chem, nu cred în asta... Să chem 100 de oameni nepotriviți doar ca să vadă lumea că știu eu actor. Nu, nu despre asta e vorba. Câțiva buni și potriviți. Și acum contează foarte tare, știi, ce se scrie, pentru că s-a schimbat dinamica, se scrie în alt fel. Acum au mai venit și zona asta, nu mai sunt așa de multe filme cu bărbați, cel puțin în ultimul an de zile am prins zona asta de femei mult, adică sunt multe seriale, filme cu femei, ceea ce e bine și pentru ele, pentru că au stat multă vreme cumva în umbră. În umbră, da? Atunci, na, depinde foarte tare de ce se scrie. Eu așa zic că depinde foarte tare de ce scriu scenariști. Cum l-ai ales pe Șerban Pavlu în Umbre? Fix azi discutam cu cineva cum am ajuns eu la Șerban Pavlu. Pe Șerban Pavlu l-am văzut în pui e-mail la emisiune. Da. Acolo era. Noi aveam pe shortlist cumva regizorii și doreau foarte tare ori pe Dragoș Bucur, ori pe Andy Vasluianu.
pentru că ei erau în zona în care noi foloseam cam aceiași actori, da. Dar nu era nimic greșit că îi foloseam, pentru că erau cei mai buni. Eu am făcut la un moment dat un casting, pentru că aveam aceste discuții cu actori diversi care spuneau, băi, aceiași actori, mă, noi mai avem alții. E bine, și-am făcut acest experiment și am chemat pe Vaslu Ianu, pe Șerban Pavlu, pe cine mai era, pe Dragoș Bucur, pe Cuzin, pe Piersic Junior, pe Tudor Chirilă. Uh-huh. Am chemat pe toți. Și au fost impecabili. Adică era un film străin, nu era un film românesc. Și toți au venit super bine pregătiți. Și cumva înțeleg tendința regizorilor de a merge la sigur. Pentru că de cele mai multe ori, cum spuneam, nu e timp. Nu e timp necesar. La Umbre a fost altceva. La Umbre mie mi se părea că el avea oricum l-avantajat și faptul că avea această structură fizică care nu era la 100%, pentru că el a muncit foarte mult să ajungă. A avut 2 luni de zile să se pună, sau o lună jumate, ceva de genul, să se ducă la sală să facă bărbatul care apare în Umbre. El era mai mult dead bod, așa, mai mult... Știi, a muncit foarte mult, dar el era cel mai potrivit, nu, de departe, pentru că avea, în primul rând, îl ajuta structura fizică. Uh-huh. Da, uh-huh. Da. Era și foarte bun actor. Dar n-a avut până atunci genul ăla de rol, mi se pare, nu? Aici ce mișto, pentru că era un, pentru că e un actor foarte bun, uh-huh. A venit această oportunitate. Da, să-l vezi în cu totul alt rol. Da, și apropo de o compoziție de ceva. Uh-huh. Acum imaginea lui Pavlu nu mai este cea din Umbrii Mei, imaginea lui Relu. Relu din Umbre. Asta e mai că e greu și dacă ți se prea bine ceva, oricum ăsta e prost, știi? Acum nu mai poate să facă reclamă la... Nu e nimic. Așa puteți să spuneți despre Richard Gere sau despre... Nu e nimic greșit. Da. Nu e. Avem o temă de discuție aici. Eu am trecut-o aici așa, Hollywood, cinema din România și roluri. Da? Și vreau să facem un exercițiu de imaginație. În ce serial sau film s-ar potrivi Mincu aici de față? Nu știu, să-l băgăm în Vikingi, dar îi dăm jos ochelarii. Ok. Și îi dăm drumul la bar. Da. Știi că eu mă duc la casting-uri cu lentile de contact. Ah, ok. Da. Păi trebuie să fii... E mai bine, nu? Să fii neutru. Câteodată, nu e nimic greșit cu ochelarii, câteodată ochelarii reflectă și le e mai simplu. Nu da, se văd emoțiile ochelari, sau... Știi? Da, okay. Da. Okay. Eu mă gândeam și care legătură, că na, te fac poate mai... Nu, dar s-a dat și reflectă și e mai bine. Dacă trebuie să joci un contabil, cred că e bine să te duci cu ochelare. Da, și mă duc la casting cu listrii și zic, ochelarii acasă. Dar am aici, mi s-a sunat, că și pregătit. Dacă vrei să te duci în rol de contabil și te duci cu plentele alea și fără ochelare. Uite, vezi, zona asta de props nu contează atât de tare, că mulți se pierd, vin cu tot felul de lucruri. Am râs că am avut la un moment dat un casting pentru un film care avea cumva o tematică japoneză. Ok. Și au venit la casting vreo 2 actori amatori erau cu macete. Și ceilalți actori erau așa, se ducem prea în realism. Adică e prea mult de duci. Venau din Craiova. Sau mi-a venit un actor cu o coroană, că avea un rol de domnitor. Serios, da, excelent. Da. Am zis, nu. Să vă lăsați cu coroana la intrare. Da, vă rog. Te-am întrebat de Mincu, da? Da. Sau un actor la început de drum, așa cum sunt eu, nu? În ce film ai vedea? În Dexter. Dexter? Asta serialul criminal? Da. Psihopat? Păi da, pentru că tu pare un băiat cu minte. Vreau eu un Dexter. Nu se poate. Ascundeți pungile alea, vă rog. Mamă, ce mult mi-a plăcut serialul. Da. Ești mai bine pe Vikingi. Ai faza. Nu-mi dau seama dacă nu cumva mă ajută sau mă încurcă corpul ăsta acum. Nu te încurcă deloc. Nu, e bine. Zici o femeie. Vreau un psihopat, mă, nu... Nu, dar mi-a plăcut foarte mult Dexter. Vai de mine cât îmi plăcea. Super. Intro-ul ăla, așa, îmi făcea poftă de mâncare de fiecare dată. Cred că o să zici cu totul altceva. Făcea poftă de a omorâ. Bun. Avem așa, ipotetic, vorbim să zicem că un studio mare de la Hollywood zice că vrea pe cineva gen Sebastian Stan să fie într-un film în care trebuie să alegi un villain. De la Marvel. Așa. Pe cine propui din România? Doamne. Villain Marvel, actor român. Mi-e da greu. Ar trebui să aibă vârsta lui sau?
A cui? Nu lui Sebastian Stan. Lui Sebastian Stan. Nu, poate să fie oricine, nu. Nu, de ce? Să dăm o șansă și tinerilor actori. Sau celor mai în vârstă. Eu pe Vlad Ivanov direct. Vlad Ivanov? Serios? Da. În rol de villain? Da. Tu poate nu l-ai văzut pe Vlad Ivanov? Da, știu, știu pe Vlad Ivanov. Da, știu. Mă gândeam acum în ce rol s-ar potrivi. Dar dacă e din generația asta mai tânără, e un pic complicat, trebuie să mă gândesc. Sunt mai mulți buni, știi? Da. Iarăși, asta e o chestie, e o chestie, nu-ți vine niciodată la prima mână. Nici nu prea am avut așa... De-aia chem mai mulți actori la casting. Da, da, exact. Da, mai zic mai, da. Da, mai zi două nume. Ăsta e, da, gata, l-a găsit Domnica din prima. Domnul Ivanov, veniți aici, vă rog. Dacă ar fi așa, nici n-ar mai da casting. Domnica l-ar suna pe Ivanov, da. Ar vezi că ai și număr săptămâna viitoare. Da, probabil că nu e cazul să te întreb chestia asta, dar eu tot o să o fac. De ce nu ajung actorii români să joace în filmele alea mari de box office? Sunt foarte puține cazuri. Adică unde, în străinătate? Da. Dar au fost câțiva care au jucat. Cum e Ana Ularu. Da, da, ok. Cum e Dragoș Bucur, care a fost și el. Ăsta Marcel Iureș. Sunt mai mulți. Alexe Căreanu, care acum lucrează foarte mult afară. Știu, dar îi putem număra pe o mână. Da, probabil nu. Mai două mâini. De ce crezi că are nevoie actorul român ca să spargă bariera asta de România înspre Occident, înspre ceea ce se caută? Adică Hollywood, deja când vorbești despre Statele Unite, vorbești despre cel mai înalt nivel din actorie. Da, dar pentru asta ar trebui să stai acolo. Niciun job de genul ăsta, într-o frecvență, nu că joci odată la nu știu cât timp, asta presupune să stai acolo. Să dai ca singur acolo. Să dai ca singur acolo, să stăpânești bine limba engleză. Și nu-s de acord cu ce zici, că e cel mai înalt nivel de actorie. E cel mai înalt nivel de afacere, dacă vrei. Da. Scuză-mă, uita, suntem de Cehia. Nu, dar nu e... Trebuie să spargi probabil gheața cu o producție din afară. Că de unde să te ia? Unde se gândească? Da, poate ce vorbeam de mai devreme, știi, până la urmă. Vii la un casting, ok, dar eu poate fac stand-up, dar n-am jucat în niciun film. De unde să-i dau rolul principal o oră jumate, două ore, lui Mincu, că... Dar hai să vedem, hai să o luăm așa și toți actorii de care a spus Domnica au prins un rol și trebuie să te vadă cineva să gândească la tine, plus limba, e foarte... Că sunt unii care vorbesc engleză bine sau poate e un avantaj dacă vorbești stricat. Și joci el albanezul. Important e să vorbești fluent. Da. Și să se înțeleagă. Că asta, de fapt, vor străinii. Vor să vorbești o engleză care să se înțeleagă, să fie foarte clară. Să ai o dicție chiar în zona aia de accent pe care tu o ai, știi? Nu fii tu Libu di Budauciu, știi? Libu di Budauciu, da. Mai degrabă te duci în rusna. My dear friends. My dear friends, I'm here to play the... De mă aștept să ai pistolul sub bastă. Poți cu accent indian? Da, hello, sir, it's a globo. What do you think about that? I don't know the interphone. Welcome to Lunciara. I cannot find the address, sir. Cu de la globo e asta. Și de la globo și sună și face el rington. E foarte interesant subiectul peste care am trecut mai devreme, despre cum ar trebui să se pregătească un actor din punct de vedere fizic. Ok, contează talentul foarte mult, contează cât de mult te pregătești, ce accent ai, contează dicția, prezența scenică, da? Cât de mult contează corpul? Adică ar trebui să fii un fitness freak, așa cum este Mincu, sau ar trebui să te lași natural, sau trebuie să schimbi asta în funcție de fiecare rol, sau nu știu. Da, depinde foarte tare. Vezi, tu sunt actori cărora li se potrivește foarte bine o zonă de-asta rubensiană, pentru că nu mai sunt așa de mulți actori și, în general, comedia se face mult mai lejer și la femei și la bărbați în zona asta, știi? Cred că fiecare ar trebui să-și aleagă drumul, dar în momentul în care își alege drumul trebuie să existe o zonă de echilibru, în sensul în care orice îi face... că mergi la sală sau că preferi să mănânci mai mult, okay, să nu-ți facă ție rău un raport cu ce ai de te făcut mai departe în rolurile respective, pentru că și asta contează foarte tare, nici să te omori la sală și pe aia să nu mai ai timp să petrești cu învățatul, cu pregătirea rolului, cu așa, și nici în partea cealaltă să n-ai probleme de rezistență, să zicem, știi? Da. Când... Eu cred că Mihai se referea așa la modul
dacă actorul trebuie să aibă grijă și toți băieții, toate fetele să fie la sală. Nu merge așa, îți dai seama că n-ai numai antrenori. Ne-am dorit mai mulți actori care se ducă la sală, în sensul în care avem proiecte din astea comerciale sau seriale, cum sunt cele produse de Ruxandra Ion, în care na, publicul își dorește să vadă un domn și o domnișoară foarte bine. Cu carne frumoasă. Cu carne frumoasă, cu chip frumos. Cu carne macerată. Așa. Știi că și există o tendință mai nou și în America, am văzut, cu shorts-urile alea. Cu ce shorts? Sunt shorts TV, sunt tot felul de, știi? Okay. Astea care au 30 o un minut, că acum atenția este pe termen 8 scurt. 8 secunde, da. Așa. Maxim. Da. Și plătești de la episodul 8 minute, ca să zic așa, că fiecare câte da, un merg, minut merg să zicem, astea, am văzut și eu. Da. Și acolo sunt actori și actrițe fix ca în telenovele, da? Se leagă de niște stereotipuri din astea, exact, așa, un el fel cu de ea. Sandra Brown, da, dar... Da. Băi, apropo de asta, nu ți-am zis, am primit acum un mail pentru așa ceva de curând. Nu am idee de unde m-au luat. Doar Instagram, altfel nu înțeleg. Da. Doar de pe Instagram. Deci și... să te duci. Da, știi unde trebuia să mă duc? Unde? În Kiev. Ah, super. Nu cred, nu te sfătuiesc să te duci în Kiev. Da, n-am trimis self-tape. N-am trimis self-tape-ul. Te trimiteau în Kiev. Băi, ce te duci un pic? Da, fli acolo. Era okay, un mail, era un mail să joc în așa ia ceva. Dar asta ca chip, de ce? Băi, era, și am citit așa, mi-au trimis prezentare tot textul, un fel de 50 Shades of Grey, exact, short da, filmat. Da, bă, da, zic, băi, frate, sunt, cu contract din ăla. Nu, asta era, și da, întrebarea, sunt dispus să vin și fiu. Și mail-ul era către managerul meu de la stand-up. Dar ele da, trecut doar la Instagram, n-aveau de unde să le decât dacă m-au văzut pe Instagram. Și am zis, bă, hai să facem un call, că vreau să văd... N-am mai răspuns asta cu call-ul, deci cred că am scăpat de o recrutare, nu știu ce s-a întâmplat, dar... Da, 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 nu, dar e... Nu știu dacă e o tendință acum și nu se știe da ce-o fi în viitor. Deci se filma pe vertical și eram, Jesus, mamă, ok, deci să joci pe formatul ăsta, știi? Da. Frumos, elegant. Vă aștepta să mai zic eu ceva? Da, da, m-am uitat, am văzut că l-am pus mâna pe laptop și mamă, aș bine. Aș să mai zic eu ceva întrebarea acum. Întrebarea roșie, ce căuți da, acolo? Exact. Da, de ce aveți sete voi 40 de întrebări? Să... Da. Da. Astea, pe durează 7 ore podcastul. Uite, aș vrea să te întreb ceva, Domnica. Ce așteaptă un actor de la tine? Ce simți că așteaptă așa sau... Ce crezi că vrea de la tine când vine, poate în relația la casting, poate în relația în afara... agenție de casting. Păi, în mod natural își dorește să fie distribuit, nu? În orice. Adică bănuiesc că asta este ceea ce își doresc. Sunt mult prea puțini care își doresc doar să crească, știi? Să... Mulți își doresc ceea ce e absolut firesc, să fie distribuit ca să poate să lucreze, să acumuleze experiență și să-și facă profesia. Știi tu altceva? Nu. Dacă eram curios dacă ai avut... poate întrebări legate și de consultanță, de contracte, de, băi, Domnica, e bine să accept, dar parcă-s puțin mă bani sună, sau... Da, 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 mă sună frecvent. Mă sună frecvent să-mi ceară sfatul. Da. Sunt mulți care mă sună, că, uite, cum ai primit tu mail-ul ăsta, zic, băi, eu nu știu cine sunt oamenii ăștia, mi-au trimis o ofertă, pare că este un casting, dar mi se pare foarte dubios, ce părere ai? Și zic tot timpul, hai să ne uităm pe internet, zic, cine sunt, nu apar pe internet, e clar că nu există, ești, nu, hai să nu mergi o chestie dubioasă. Sau am avut o actriță la un moment dat, m-a sunat, zice, am un proiect la Brașov. Zic, bravo, și? Păi zice, da, dar m-a sunat regizorul să iau trenul și să mă întâlnesc cu el în gară, nu știu unde. What? Și zic, cine e regizorul ăsta? Și mi-a zis un nume, l-am căutat, nu exista, evident. Mamă. Și am zis, nu, nu te sui niciun tren, ai nebunit? Nici nu știu cine. Robi Păunescu. Asta mi se pare... Mi se pare și de bun simț așa, să te gândești tu, să ai nevoie de o altă părere, ca să nu te duci, să nu-l cauți pe net. Trebuie să te duci cu justiția de percepție. Dar tot timpul îi sfătuiesc și pe actor și pe actrițe, că na, și voi puteți să picați în vreo capcană, știi? Nu e, nu sunt doar fetele posibile victime și băieții. Să verifici exact că dacă e cineva, trebuie să fie cineva sigur. Și de-aia e bine ca producătorii și regizorii să lege castingul de un director de casting serios, pentru că așa ai mai multe informații, știi? Plus că e altfel de casting dacă îl dai la el acasă sau în gara, adică trebuie să te gândești și la asta, că nu...
Da. Plus, cel mai bine să-l căutați pe social media. Are, cu siguranță, orice om de genul ăsta sunt are... Sunt mulți care n-au social media. Serios? Să știi. Problema nu e social media. Problema e că nu-l găsești nicăr. Nici LinkedIn. Pe LinkedIn. Nu găsești. Stai, mă, ce? Ai avut un regizor care dă castinguri așa? Un IMDB, un știi... Vino la mine, tu la cafenea, tu la gară, tu la mine? Nu. Ce naiba? Nu. Da, dacă e ceva serios, mă rog. Știi cum e, când ești o actriță tânără, la început de drum, și nu știi, cum ai zis și tu, ești din facultate și nu știi. Da, da. Ce trebuie să fac eu? Cum? Și este și această... acest stres mare al lor că nu află de castinguri, că nu sunt postate, că nu există o zonă publică de castinguri, știi, în care să poți să vezi că cele postate public, cumva, vezi cine le-a postat, ai o sursă pe care să o întrebi. Dar așa, dacă nu știi și vin de temirunde și mai ales în goana asta după filme străine, da, intervine și... Tu ai auzit de Asociația Muze? Da. Nu știu. Ai văzut, știi așa că de cât ce încearcă ei să facă? Da. Sindicat cu ce să... intri, dacă ești artist de orice fel, să fii acolo ca să se reglementeze cât de cât piața asta, că a fost o discuție mare și în pandemie. Actorii au încercat să aibă o discuție cu mai mulți directori de agenții, okay, că băi, suntem plătiți prost în reclame, în astea, în drepturi și chestii. Un fel de sindicat se încearcă. Doar că e foarte greu, părerea mea, în România, eu îi știu pe ei, am fost acolo. E foarte greu pentru că sunt foarte mulți actori și dacă tu nu accepți acea reclamă, vine următorul și, mă rog, următorii 100 și tot așa. Dar plus ei... că sunt foarte mulți actori amatori care acceptă. Da, dar ei ar putea să facă asta și asta se dorește. Adică și acea consultanță și contracte și chestii. Pentru că, într-adevăr, n-ai... Asta e un soi de agent. Nu, dar zic, poate să facă asta. Da. Dacă dar din punctul meu de vedere, asta face un agent. Un agent te promovează, te ajută cu negocierea contractului, are grijă de tine. Dar asta ar trebui, de fapt, plătești, să existe. Știi cum ai tu un manager pe stand-up? Ar trebui să ai un om care se ocupe de tine și să fix, să intre în discuția asta de onorariu și de negociere de contract. Dacă tu ești student, de unde îl plătești? Că n-ai. Păi ți-a comision, ți-a 20%, ți-a 25%. Să-ți ia, adică să fie un agent, da, care de fapt... E un agent care își ia bani, în cazul care... Din păcate, noi avem foarte puțini agenți în România și foarte mulți care au încercat au și ieșit, pentru că fiurile în zona de televiziune și de film sunt foarte mici. Adică nu face sens pentru ei să-ți negocieze contractul. De 500 de lei sau de 1000 de lei, da. Da, pentru că nu face sens. Da, nu e, își pierde mai mult timp, numai hârtia ori cred că îl costă. Da, n-ai, nu, te nu e atât de mare, da, știi, industria asta încă, încât să poată să trăiască în așa ceva. Dar în zona comercială, sau de, nu știu, de promovare de branduri, de... Da, acolo sunt alți bani și altceva. Și acolo cumva ajungi, dacă tu ești deja cunoscut prin, nu știu, prin altfel, ajungi. Acolo există și, na, e altceva. Se poate negocia, au fost cazuri în care au negociat actorii contractele după ce au luat castingul și nu mă refer neapărat la actorii care au deja un nume sau o experiență. Da. La un moment dat, bine, acum foarte mulți ani, a venit un actor care era absolut necunoscut și mi-a zis la box office-ul meu că vreau mai mulți bani. Și m-am uitat la el așa și am zis, iartă-mă, că da, box office nu are nici cel mai cunoscut actor din România, Andy Vasluianu, adică despre ce vorbim? Ce box office? Despre ce vorbim? Știi ce înseamnă termenul de box office? Și a zis, nu, că eu m-am expus, nu te expus, nu ai fost nicăieri, nu, n-am zis mai simplu, vreau suma asta. Vreau mai mulți bani. Știi? Da. Nu, să terminăm cu spiciuri de genul ăsta, știi? Pentru că e... Poate se vrea că e virgin box office-ul și atunci, bă, e prima oră când îl dau. Știi, da. Deci, nu, și înțeleg, dar câteodată n-ai cum, pentru că contează foarte tare și expunerea ta ca actor, cum ai zis și tu. Dacă au făcut, lucrează de 20 de ani, nu poți să le oferi un onorariu mic. Dacă sunt la început de drum, nu. Dar am avut și studenți care au negociat mai mult. Sunt mulți creatori de conținut care fac sketch-uri pe social media. Urmărești acele sketch-uri? Da, urmăresc. Îți atrag atenția? Adică s-a întâmplat vreodată ca la unul dintre castingurile tale să chem pe cineva care ți-a atras atenția dintr-un reel? Sau da, TikTok? Au fost mai mulți, dar nu știu să-ți dau acum exemple. Nu vreau dar exemple. Dar știu că am remarcat, inclusiv la emisiunile astea de cooking m-am uitat, la emisiunea de umor de pe antenă,
Adică am urmăresc tot felul de... La asta, de la șef la cuțite, la un moment dat am remarcat un tip care între timp a și lucrat foarte mult, Zaruc. Mi-a plăcut atât de mult de el că l-am distribuit Zaruc, în două filme. Da? Zaruc, okay. Da. Și mi-a plăcut că era super autentic. Câteodată eu caut autenticitate și să văd ceva la respectivul sau respectiva, să-mi atragă atenția și să aibă ceva special. Nu trebuie neapărat să facă nu știu ce, știi? Că îl vezi, adică vezi carisma, are personalitatea. Hai să intre, eu știu că e o cunoaștere tacită chestia asta, n-ai cum să n-ai cum să predai, nu există teorie pentru așa ceva. Dar ce trebuie să aibă? Adică tot zici, trebuie să aibă ceva, trebuie să fie altfel. Ce să trebuie fie autentic. Să aibă? Ce înseamnă chestia asta? Dacă îi spui unui actor sau unui creator de conținut, fii autentic, l-ai terminat. De ce l-ai terminat? Pentru că nu știe, el nu mai știe cum să fie autentic, pentru că în mintea lui s-au produs atât de multe lucruri și a creat atât de multe filme despre voi, despre ceea ce urmează să se întâmple după, dacă e luat, dacă nu e luat, încât el nu mai știe cum să fie autentic. Așa că ce înseamnă să fie autentic? Să fii firesc, să fii tu. Să vii cu propria ta personalitate. Nu există, că vezi imediat dacă cineva vrea să joace ceva, okay. Știi? Vezi că se schimbă. Se schimbă din modul, din tipul de energie pe care o emite, din modul ușor fals, știi, în care se prezintă. De-aia spuneam la un moment dat că în momentul când, de cele mai multe ori când dăm drumul la cameră, știi, se schimbă și actorul profesionist stresul. Și actorul amator, știi? La actorul amator e mai grav pentru că în momentul în care își pierd zona asta de autenticitate, au cum să zic, lor le e mult mai greu decât actorii profesioniști, au învățat niște metode și atunci le e mai simplu să ei să nu știu revină să le facă, pe... să păstreze. Intervine panica și nu... Exact. Ai. Eu, spre exemplu, când am fost, cred că acum un an, la tine la casting, era un rol pentru un serial și aveam un bărbat care cumva era dominat de soția lui sau ceva, era mai așa și era o relație mai încurcată, dubioasă. Eu n-am simțit că mă potrivesc din prima pe rolul ăla. Și știu că am dat, nu mai știu cu cine am dat cu o actriță destul de cunoscută, am dat proba și am lucrat și cu tine și cu regizorul, cu indicații, nu știu ce. Știu că tu râdeai că am mai băgat eu de la mine, am renunțat la text. Dar nu simțeam, nu eram acolo. Și ca raport, apropo, de fizic, de vikingi și cu asta, ea trebuia să se certe așa și mi-a zis, bă... Și am ieșit, nu mai știu că tu sau cine mi-a zis, că să mai aștept un pic. Asta e ceva de bine când mai aștepți un pic, că nu pleci direct acasă. Asta e, doar okay. Că am ieșit din cameră și când m-am întâlnit cu un fost coleg de-al meu de grupă, Pavel Ștefan, un actor extraordinar, okay. Și numai când l-am văzut, zic, pe ce rol ești? Că era pe rol, zic, bă, felicitări, zic, lasă-mă. Și după aia ești domnica, Pavel, mai vine un pic, poți să pleci. Băi, dar uite, apropo, e foarte diferit de, să zicem, aparența, tipologia. Foarte diferit cum arată Pavel Ștefan, cum arăt eu. Și mi se pare că lui se potrivește. Nu l-am văzut în proiect. Dar nu e numai de fizic, pentru că poți să fii super dominator, știi? Dar în aparență... Nu zic că, da, poți să fii... Te joci, când e comedie, te joci mai mult decât te joci la dramă, știi? Da, efectiv, pe rolul ăla, nu știu, când îl vezi pe Pavel Ștefan, era... Și mai o chestie, apropo de ce spuneai tu. Foarte mulți actori vin ca și tine cu prejudecăți de genul nu mi se potrivește și atunci automat un subconștientul tău îți sădește o sămânță, sămânța aia, îndoielii. Ce cautai, n-am zis așa? Dar eu așa am fost rambă, nu. Eu încep cu asta, sunt potrivit pentru rolul ăsta. Da. Nu, este, trebuie să dai cu degetele aia cu abundența. Ascultă, era așa. Da. Facem singurul podcast din România. Acest podcast va face foarte multe vizualizări. Și terminăm cu o dată. Da. 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 Exact. Așa că nu, cred că trebuie venit cu încredere la casting în tine. Și cum ai zis și tu, dacă e să-l iau bine, dacă nu, înseamnă că câștig o experiență care mă poate ajuta mai încolo. Că na, sunt și experiențe bune și experiențe mai puțin bune. Asta le spun, de exemplu, în workshop-urile astea educative pe care le mai țin, le spun actorilor, nu știți ce întâlniți în sala de casting. Poate să fie o atmosferă super rece, glacială și regizorul și producătorul și toată lumea acolo să se comporte super rece sau poți să găsești niște oameni foarte calzi și miștoși și să-ți... Am actori, mai îmi trimit mesaje, bă, o să mă oftic, mai bine nu spui nimic.
Nu spune, nu spune dacă nu iau, că mi-a plăcut atât de mult și textul și castingul. Eu cred că ar trebui să existe la facultatea de teatru niște simulări de castinguri, efectiv să fie simulări. Și poate chiar să fie simulări și chiar să se joace piesele respective sau să se facă filmările respective. Cred că ar ajuta foarte mult zona asta. Eu consider că un actor sau un om de media care dă castinguri și le pică, și dă castinguri și le pică, mai și ea, dar cred că trebuie să aibă un stomac foarte tare să nu renunțe. Și cred că... De asta vorbeam, eram cu Farcaș la un moment dat, cu Bogdan Farcaș, în... într-un masterclass la Timișoara și vorbeam unor studenți și râdeam cu el că el a luat cuvântul, el vorbește mai mult, așa, și zice, eu la Domnica am dat de 14 ori casting până l-am luat pe primul. Și primul pe care l-a luat a fost în The Necessary Days of Charlie Countryman cu Shia LaBeouf, cu el a avut și scenă și, na, pentru el a fost un punct de lansare. A fost grozav, da, să zic, nu trebuie niciodată să renunți, adică trebuie să ai această hotărâre să nu-ți pierzi zona de dorință de a face profesia asta, că în momentul în care ți-a dispărut pasiunea, s-a dus tot, adică nu mai ai niciun drive să faci ceva. Trebuie să fii rezilient. A fost la 14 ca singur în câți ani? Sau nu știi? Păi, nu știu, 5 ani? 4 ani, cam așa, da. Da. E foarte greu. Sunt, în caz că e cineva care nu s-a prins, sunt foarte puține castinguri, că n-avem atâtea filme și atâtea oportunități. Și atunci se făceau 7 pe an, adică mai prindeai ceva. Da. Exact, de-aia am chemat-o pe Domnica la podcast aici. E închisă ușa. Da. Dacă ne bași pe amândoi într-un, să știi, într-o reclamă la detergenți. Dacă... Eu nu prea fac reclame, deci nu m-ați prins bine. Nu prea. Nu-mi place asta cu bănuții și cu... Bănuții, doamne, doamne. A rămas și acum. La mine e mai cinstit. Am roluri mici, dar consistente. Okay. Dar nu avem așa mulți oameni. Vezi, după aceea, noul serial de la HBO, într-un rolul principale, Mihai Crăciun și Alexandru Mingulescu. Casting by Domnica. Da. Băi, ce rău mi-a părut că nu s-a mai făcut umbre. Că n-a mai continuat. Foarte... S-a părut cel mai bun produs din ultimii ani. Mulți da. Ani. E tare, e tare umbre. Da. Mi-a plăcut și două lozuri. Mi s-a părut o producție destul de interesantă a lui Papadopol. Cu Dragoș Bucur. Cu Dragoș Bucur. Da, mi s-a părut. L-ai văzut? Nu. Să te uiți, e și pe Netflix. Acum și-au scos și încă două partea lozuri acum. Deci e foarte mișto. E scena aia cu Dacia, nu știi? Ah, bă, da. Stai, când fură ceva cu un furt? Nu, e cu un bilet la loto. Cu un bilet la loto. Cu un bilet la loto și au o scenă cu Dacia. O Dacie 1310 sau ceva. Da, e o Dacia 1310 neagră și în talon apare că e albă. Și vine polițistul și îi oprește și se uită și vede în talon, domnule, ce culoare e Dacia asta. Și ea din mașină zic, domnule, e albă. Se uită așa și în talon scria că e neagră. Nu se poate așa ceva. Mă întreb o dată, ce culoare? Uite tot asta. Nu se poate așa ceva. Și după aceea, unul pe care îl lăsaseră ei din mașină și știa de toată faza, pentru că nu o înmatriculase cu talonul nou, îl întreabă, domnule, ce culoare e mașina? Deci, e albă, a luat-o la raza. Bine, plecați. A crezut că a luat-o raza, poliție. Este foarte mișto. Ziceai acum ceva vreme că cinematografiei românești lipsesc poveștile bune. Și am văzut că în ultimii 5-10 ani, să zicem așa, apar foarte multe filme românești cu sau fără povești. Are acum cinematografia noastră tot ce îi trebuie la nivel de poveste? Au început să vină din urmă niște scenariști buni și atunci cred că o să se schimbe ușor-ușor lucrurile, știi? Cred că a fost așa o zonă de... zonă de autor, în sensul în care fiecare dintre regizorii care făceau înainte film doreau să-și expună propria poveste cumva, mai mult sau mai puțin. Și acum există o tendință din asta cumva naturală de a mulțumi și publicul. Și cred că ușor, ușor facem pași mici, dar sigur să mai schimbăm un pic povestea asta cu scenariile. Ok. Firmele produse de Bromania sau Shelly, vreau să vorbim un pic despre ele. De obicei la podcasturile pe care le facem aici nu obișnuim să dăm în nimeni, nu facem dar chestia asta trebuie. Nici acum, normal. Ce sunt ele? Filme sau acte comerciale? Sunt filme, sunt împachetate ca filme.
Nu, dar sunt filme pentru un anumit tip de public. Adică mi se pare că e o zonă super marketată pe adolescenți și tineri, poate aș zice mai jos de adolescență, nu știu că sunt mulți și copii care urmăresc. M-a fost ăsta lui Shelley cu Bathhouse sau cum se numește. Bathhouse, da. Așa? Așa că... De ce râzi că am zis eu la Neril, da, făceam mișto. Îmi place să mă uit la Bathhouse. Nu m-a preparat. Da, sunt copii. Și sunt marketate cu muzi, cu manele, cu, da. Cumva îi atrag cu totul și totul, că aud discuții, știi, și văd cum... Nu e nimic... Eu am mai spus, sunt mulți care lovesc în chestia. Nu există doar filme de autor, nu există doar film comercial, nu există film pentru public. Sunt diferite cumva. Știi, filmul de public ar trebui să mulțumesc de la familie, la femeie, bărbat... adolescent, nu știu, intelectual, mai puțin intelectual, știi? Okay. O plajă mai largă. Ăsta de autor, care e clar că regizorul e exact ca un tablou în care își expune partea lui de emoțională, de suflet, de gândire, de așa, în care e clar că pariul lui nu este neapărat să aducă o zonă largă de public, ci fix publicul care îl înțelege și apreciază ce face. Și mai sunt și, nu știu, comedii, drame care sunt într-o zonă mai ușoară, exact cum ne ducem noi la teatru și vedem bulevardierele, da? Care sunt pur și simplu să te relaxeze, dar sunt o filme. Adică toate tipurile astea de filme sunt filme. Da, îți dai seama, dacă ești fan... Dar diverse, sunt diferite și na. Deci ești fan Tim Burton, nu poți să te bucuri la Bathhouse, știi? Da, mă, eu cred că e un fel de discuție, muzica pe care o auzi poate la radio. Exact, așa. Exact. Nu poți zici că nu e muzică. Însă singura problemă... Consumatori de așa ceva. De fapt, nu e problemă. Singura chestie e că la radio mai schimbi postul sau intri pe Spotify sau pe Apple Music. Dar când Bathhouse vine pe Netflix... știi? Sau pe ce, te obligă Max, să dai play? Te obligă, dar îl vezi și ești curios și dai play. Și după aia tu te-ai uitat la Tim Burton sau mai știu, ești fan Eggers sau mai știu cred ce. Cred că, da, îți crezi o imagine. E ca și cum iei un burger de la un fast food okay. Și după mai ieși și un burger de la o chestie mai mică, da, Smash Baby. Da, cred că nu-i rău să fii curios și să le vezi. Poți să le încerci, să le guști și să-ți alegi ce vei consuma. Exact. E clar că nu o să ajungă la noi în top filme preferate, nu o să fie, pentru că dar noi facem, se atrezează adică, cuiva. Nu, dar asta este o zonă extrem de subiectivă. Uh-huh. Muzica, filmele, tot ce înseamnă artă, pictura, tot e subiectiv. Deci ce-ți face ție plăcere, nu ar trebui să judece nimeni, știi? Și cât că tot ai zis chestia asta, reține ce ai zis, cât de greu îți este ție atunci când îți place, să zicem, de un actor, dar știi că nu se potrivește pe rolul respectiv. Cât de greu îți este ție să nu-l distribui? Păi îl distribui la următorul la care se potrivește, nu e? Țin minte și așa. Deci cineva eu care... sunt super... Eu am o zonă de echidistanță, știi? Adică nu am, n-am și nu mă implic atât de mult emoțional, vreau neapărat, pentru că nu, eu sunt director de casting, nu sunt agent. Dacă eram agent atunci, cu siguranță că aș fi fost super înflăcărată să propun aceiași actori. Dar și e firesc, tu ai o brigadă de 10-20 de actori pe care îi promovezi continuu. Asta e job de agent. Eu ca director de casting, eu vreau să deschid plaja și vreau să în momentul când citesc un scenariu să mă gândesc la actorul potrivit, că nu l-am mai văzut pe Alex de nu știu cât timp, nu contează, că el e potrivit, eu îl sun și îl chem. Adică nu e... e foarte... sau cum mă întâlnesc în metro. Sau în metro, pe magistrala, mai zi o dată, te rog. Victorie, da. Așa. E greu să-i ții minte, probabil. E și asta, că lucrez cu foarte mulți, știi? Da, da, eu am aici o bază de date. Ai SSD-ul ăla extern. Da, 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 exact, care încă merge. E foarte interesant ce ai zis vis-a-vis de reziliență. Atunci când un actor vine și pică un casting, el rămâne aici la tine, da. Dacă te-ai impresionat și îl distribui în alt rol sau îl chem la alt casting, da. La care crezi că... Deci chiar dacă te duci undeva și tu pierzi,
rolul respectiv, asta nu înseamnă că ai pierdut. E ca 6 din 49, știi, se mișcă, se mișcă și se mișcă. E ca norocul ăsta, ai 6 din 49 plus noroc. Cred că și ajută practic că dacă eu aș veni, uite, eu sunt cunoscut pe stand-up și comedie și am dat castinguri pentru două seriale de comedie, dar poate mă cheamă Domnica la o dramă, știu că ți-am și scris asta, băi, aș vrea să încerc. Da. Contează, până la urmă, și dacă nu l-ai luat, că poate mă vede. Da, asta poate zic. Am fost ok, bă, ok, hai că, ia uite, că a putut un pic să facă asta, poate... De un curajez așa actorii și e foarte important să, dacă urmăriți, să țineți sigur minte să asta. Actorii. Să-și facă materiale cât mai diverse, ca să nu fie stereotipat, să nu te distribui doar pe vikingii. Mm-hmm. Să ai și materiale de dramă și materiale de comedie, pentru că dacă lumea te vede doar într-un singur fel, eu... poate am capacitatea de discuta cu regizorul și am o relație apropiată cu el și pot să-l conving. Dar sunt regizori care nu pot fi convinși sau lucrează cu asistenții lor. Și atunci, ce văd, ei aia primesc. Deci trebuie cumva actorii să-și facă materiale diverse și dacă tu vrei să, nu știu, să ai un tip de rol pe care nu l-ai mai jucat niciodată, să încerci să-l faci. Adică să ai acele reel-uri. Să ai niște materiale, video, exact, video, pe care să... Mulți zic că poți să-ți mai trimit poze, m-ați omorât cu pozele, nu mai îmi trimiteți poze. Da. Că știu cum arătați. Da, trimiteți-mi câteva fotografii recente, dar vreau video. Okay. Video, să te văd cum vorbești, să văd ce tip de energie ai, știi? Asta, să... asta voiam să te întreb acum. Da. Cât de mult contează la un actor și vreau să facem un clasament, cât de mult contează lux, voce, talent și cam astea sunt. Cam astea sunt mai cum arată vocea ca timbru, așa, dacă e, îți rămâne în minte sau în ce sens? Nu știu, nu vreau să mă bag, adică nu vreau să zic nimic. Cum arată, vocea cum arată și talentul. Vocea cum arată și talentul, dar vreau un clasament. Ce contează pentru tine atunci când te uiți la un actor? Mai ți-am spus, pe mine mă interesează că el pe el să-l cred în rolul. Nu-mi spune că să fie autentic. Ba da, tu știi, mare lucru, nimeni nu pune accent pe chestia asta. Știu că e important. Și uite, am avut această experiență cu Managing Talent în care am văzut 400 de video în două zile. 400 de video. Și exact îmi lipsea asta foarte multe, zona asta de autenticitate, știi? Că talentat poți să fii, dar dacă tu nu ești autentic, vocea se mai schimbă, vocea poate să fie, nu știu, în general vocile, dacă nu e o voce foarte spartă sau nu are un timbru super ciudat, ori prea joasă, ori prea înaltă, n-are ce să, știi, vocea contează foarte tare în zona de musical sau nu știu, abar n-am, știi? Okay. Dar ne putem adapta la asta. Iar la înfățișare contează foarte tare, depinzând de proiect, știi? Că sunt proiecte la care contează în mod evident să fii atrăgător, pentru că e tipul de public care caută zona asta de poveste și vor să se identifice cu așa, să se reflecte în poveste. Sau sunt proiecte în care chiar nu contează cum arăți și ce transmiți. Eu da, insist pe autenticitate. Știu că par ușor nebună cu autenticitatea, dar o să-mi fac un tricou. Da. E greu de găsit, poate, totuși. E greu dar de găsit. Dar nu e greu de găsit. Oamenii au uitat să mai fie firești. De fapt, asta e, știi? Și nu... zona asta de actorie mă interesează. Asta zic, în actorie e foarte greu. Ai văzut cum e la noi. Știi, ne duce mult pe teatru. Da, faci mic cu adevăr tu în situație, dar îl exagerezi și după aia, mai ales dacă ai și jucat și ai experiență și ai spectacole în picioare, e greu după aia parcă să tai, să temperești, să dai textul. Și probabil așa. Sunt și zonele astea de pauză în care spunești și tu, ți acumulezi foarte multe frustrări, energii, emoții și atunci vrei să dai totul, că de asta de multe ori vorbeam cu regizorul, zice, băi, dar ce se întâmplă cu voi de... Vorbim acum, relaxați, da? Și după aia dăm rec la cameră. Și pe aia se transformă și zici, Doamne, dar ce s-a întâmplat cu tine? Stai, stop, hai să o luăm de la capăt, ce? Nu te crispa, că suntem ok, adică discutăm, hai să vedem unde putem sau ce ai nevoie ca să te simți mai bine și să facem să iasă cum trebuie, știi? Îți place foarte mult ceea ce faci. Foarte mult. Dacă ar fi să alegi între toată cariera ta pe care o ai acum în desfășurare și un rol la Hollywood. Să joc eu? Da. Nu, rămân director de casting. Am mai avut câteva tentative, dar așa, as myself, știi, m-am jucat pe mine. Atunci mi-e simplu. Dar nu vreau să fur pâinea actorilor. Sunt super ok în spatele camerei. Nu.
tu știi că Domnica, tu votezi la Oscar? La Oscar, da. Da. Știi asta? Da, am întrebare aici. Da, e întrebare pregătită. Da. Tu crezi că aici... Dar ce înseamnă asta? Cum de votezi la Oscar? Adică ești afiliată... Eu sunt, da, în 2021 am fost invitată în Academia Americană de Film pentru că am făcut casting pentru God's Own Country și, ce să vezi, și Necessary Dead of Charlie Countryman m-au invitat în 2021 și am intrat cu mai mulți colegi, ca să zic așa, din România. Nu colegii de, adică nu director de casting, singurul director de casting din România invitat la Academie, dar au mai fost regizori, știi, și montări. Și votez în decembrie, fac o selecție din 160 de filme. Primești trebuie link-urile să, vreo să 30. Da, avem un spațiu virtual. Unde le vezi înainte să apară? Unde le văd înainte să apară. Ce norocos ești, foarte tare. Mamă, facem vizionare la Domnica în decembrie. Da. Trebuie facem un proiector într-o casă, o curte. Nu cred e că are văzut. Voie. Ai voie să faci chestia asta? Nu are, mai că n-are voie. Și trebuie să te uiți și trebuie să te uiți și am, să am votezi. Încercat să-i convin pe copiii mei să vedem măcar animațiile împreună. Da. Nu mai ofta. Am o poveste foarte mișto despre Tim Burton. Am un prieten care lucrează la agenția de turism, unde își ia el vacanțe împreună cu Monica Bellucci și nu știu ce. Și îmi povestește că în fiecare an de Crăciun, în camera de hotel de 20.000 de euro pe noapte, unde stă la Ritz sau 30.000 de euro, nu știu cât e, își ia DVD-ul cu el. De fapt, își ia două filme, două DVD-uri, cere de la hotel un DVD și își pune Nightmare Before Christmas, înainte să vină copii. Se uită singur la creația asta. Drăguț. Da. Am aflat pe ce magistrală circuli, n-ai vrut să ne zici unde stai. Ce faci când nu te ocupi de filme și seriale? În timpul meu liber? Da. Wow. Păi nu știu, îmi place să călătoresc. Îmi place să plec și să văd lucruri și oameni, ca să zic așa. Ok. Dar mă relaxez, nu? Îmi place să văd și filme, am și weekend-uri când pur și simplu nu-mi închid telefonul, dar îl dau pe silent și fac binging ca toată lumea, că mă relaxează. Dar văd, cum ți-am spus înainte de discuția noastră asta în direct, ca să zic așa, îmi place să văd horror-uri și sci-fi-uri și... Nu sunt și lupte și de-astea, și filme cu bătăi. Mi-ar fi plăcut să lucrez cu Chuck Norris. Mm-hmm. N-am reușit decât cu Segal și cu Van Damme. Asta e. No, nu-l supăr pe Steven Seagal. Nu, nu-mi place mie, nu mă uit la... Dacă văd că e film cu... Dacă văd că e film cu Seagal... Cum bază el așa, fără nicio chestie pe față. Da, nu da, da, da. Da, e foarte ciudat. Îmi pare rău că cu Chuck Norris nu una. Dar de ce ți-ai fi dorit să lucrezi cu Chuck Norris? E așa, de palmarez nu era. Și ca să iei pe tot. A, și stai, și cu Cuba Gooding Jr. E mișto Cuba Gooding Jr. Ei, că aveam, sunt niște, cu Dolph Lundgren, scuze-mă, am uitat, vezi? Uite, se leagă așa ușor, ușor. 2 metri și, da, nu? Da, da. Luptătorul, nu? Da, da. Ce a fost luptătorul? A fost de chimist el, de fapt, și... Mie mi-a plăcut foarte tare filmul ăla cu Van Damme, ăla pe care l-au făcut amândoi când erau foarte tineri. Nu mai știu cum se numește, l-am văzut pe DVD. Ca tu și Tim Burton, da? Da, exact. Știu, funny. Da, astea sunt așa, strict de relaxare, știi? Că de multe ori mă invit actorii la, să zicem, la Boulevard de Sica, dar nu știu. Soldat Universal, da? Soldat Universal, așa. Și îmi zic, bă, dar nu știu dacă ție ți-ar plăcea. De ce să nu-mi placă? Mă relaxează. Nu există. Mă uit și la un spectacol super pretențios de 3 ore jumate cu pauză. Mă duc și la Bulevardiere, adică n-am nicio problemă. Mie îmi place. Eu mă bucur pur și simplu de actor. Nu prea avem filme horror românești. Cred că a fost unul singur făcut. Am uitat cum se cheamă. Dar avem? Un plan? Scrie ceva? Scrie, a fost cel făcut de Buliga The Wanderers. Da. Nu, au fost cumva încadrate în zona horror. De ce nu se fac filme horror românești? Bănuiesc că din cauza bugetelor, că trebuie să ai niște efecte speciale, totuși să nu iasă ceva. Și acum cu AI-ul, cred că o să se schimbe lucrurile un pic. Da.
Păi da, da, Sibir. Și aia costă foarte mult. Ei, ai ăla costă, costă, da. Mm-hmm. Da. E mai bine ai doi oameni angajați care muncă cu sânge pe perete. Mai simplu, da, e complicat că noi n-avem așa de mulți care fac mulaje și ce se face afară, știi? Na, un serial horror ar fi excelent. Ți-ar plăcea să lucrezi la un serial horror? Oh, cum să nu? Îți dai seama că nu știu, serios? E... Este superb, îmi place foarte mult să mă uit la making-of-uri când vezi, tu te uiți acasă, trăiești așa și până vezi pe acolo. Mi se pare foarte interesant că vezi un copil care trebuie să joace o secvență cu un duh, un spirit și mă gândesc, ce-o fi în capul ăla amigdal, vede pe actor, bea o limonadă cu el înainte și până hai, filmăm. Da, nu traumatizăm copilul. Da. Mai vin actorii beți în platou, se mai țipă pe platourile din România? Dar se țipă și treaz. Pe cine țipă? Nu se țipă? Probabil că mai țipă echipa, că na, sunt surescitați după multe ore de filmare, probabil mai se țipă așa, tu te referi la un abuz al regizorului către actori? Da. Nu știu că eu nu lucrez cu regizorii ăștia. Ok. Asta înseamnă că există. Asta înseamnă că există. Aici aflăm la luni seara, se află foarte multe lucruri din... Nu-mi place cu țipete, că mă emoționez ușor. De ce crezi că se țipă? Nu știu, asta zic, că probabil ești într-o zonă de asta de oboseală, că altfel nu-mi imaginez de ce țipa... A trebuit să fie o atmosferă plăcută. Uite, de exemplu, acum lucrez pentru un film al lui Daniel Sandu și mie mi-e foarte drag că Toma, el are zona asta, este foarte calm și spune la mine, pe platou, este interzis țipatul. Eu nu vreau tensiuni, eu vreau să lucrez super în liniște și așa frumos, să poată să se concentreze actorul, adică încearcă să vorbească și cu echipa, știi, să fie totul super chill așa. Au fost cazuri la noi, cine un actor să ia un rol și să înceapă producția, să înceapă filmările și am dat să fie dat afară sau să renunțe că nu mai, nu știu, nu i-a convenit ceva? Mai fost cazuri când când au fost schimbați pentru că nu se potrivea, știi? Ni s-a întâmplat de vreo 2-3 ori, nu mult, să fie schimbați că au realizat că e o incompatibilitate poate cu protagonista sau protagonistul, să fie zona asta, nu neapărat că aveau derapaje sau... Nu, derapaje nu mi-amintesc. Vreau să vorbim despre Joker 2, e un film la care am fost ultima dată cu Mincu la cinema. Ți-a plăcut Joker 2? Au fost foarte mulți oameni care l-au criticat, au zis că e un musical și atât. Mi-mi place. Mi-mi place foarte tare, mi-mi plac amândoi, de fapt, dar mi-mi place el foarte mult și mi se pare că în orice ar juca, stai și te uiți așa fascinat la... Și mie, actorul meu preferat. Știi, este... Dar filmul nu mi-a plăcut. Știi cum e? Filmul poate să fie foarte slab, dar dacă ție îți place un actor, stai și stai până la capăt. În exemplu, toată lumea spunea de ăsta, ultimul film al lui Brad Pitt cu George Clooney, care, na, e o vreau să mă tentativă merită, cumva de film, dar ei sunt șarmanți. Te uiți pentru ei. Normal. Tu deja ți-ai făcut un pariu cu tine, da? Că știi de ce te uiți. Tu te uiți la Joker ca să-l vezi pe Joaquin Phoenix. Nu te uiți la... Știi? Da, dar parcă n-a avut loc unde să joace, așa. Eu știu, da. Asta am simțit. Adică mă așteptam, băi, evadează de acolo, nu? E delir în doi, evadează. Și eram, bă, iar s-a întors acasă, iar s-a întors acasă. Cea mai tare scenă e când fac sex în celula aia mică, acolo, atât. Și pe IMDb a fost, adică ai văzut ce diferențe la note între primul și al doilea. Jesus, ce... Nu mă așteptam la să iasă așa. Nu mă așteptam. Da, destul de slăbuț. Eu zic, am stors foarte multe lucruri de la Domnica. Sper că te-ai simțit bine și nu rău. Nu storsă. Sper că n-ai simțit că te-am stors presată la rece. Nu. Sunt ok la Q&A-uri. A fost un dialog foarte plăcut, adică nu e... Nu... Mulțumim mult că ai venit. Cât contează vocea? Cât contează vocea? Mulțumim mult că ai venit, Domnica. Am șansă să mai joc așa în fază terminală. La patul de moarte vreau să car tava cu patul de moarte. Mi s-a părut amuzant că a zis Domnica și când joci orice rol pe care trebuie să ieși cu ceva nevinăță, îi faci cu tava. Da. Dar tu știi că am pățit odată, am distribuit un actor într-un rol ăsta mic, un chelner, știi? Și m-am uitat la serial.
Mamă, și mi-a plăcut așa de mult chelnerul respectiv. Și uitați că l-a distribuit eu. Serios? N-avea cine altcineva, știi? Am crezut că e la figurat. Zic, ce am făcut? Și am început să fac o anchetă. Am sunat asistentul de regie, am sunat producătoare, am sunat pe coordonatorul de figurație, am sunat pe toată lumea. Toată lumea spunea, domnule, noi nu știm cine e, tu înțelegi? Nu știm. Și nu mi-am dat seama că eu l-am distribuit târziu. Pentru că nu mai semăna cu cel pe care schimbase și aparența, cumva părul se șaras barba, știi, se schimbase cu totul. Și nu mai semăna deloc cu ce a trimis el, cu materialele video, știi? Și a fost foarte funny, că toată lumea râdește. Nu mai îți recunoști actorii pe care le distribui. Da. Da, a fost bine asta, zic, l-am remarcat în o chestie foarte mică din propria propriul meu casting. Cam cu câte filme lucrezi așa într-un an? Pentru câte filme? Pentru... Ei, să zicem că fac o medie cam 5-6 filme pe an și, nu știu, 2-3 seriale. Uh-huh. Depinde. Dacă începe un ciclu nou de serial, că de regulă serialele au cam 3 sezoane. Sunt ani în care fac și 7-8 seriale, știi? Dar asta înseamnă că s-a încheiat un ciclu ăsta de 3 sezoane și atunci o luăm de la capăt. Crezi că poate să vină Antena 1 cu un succes care să concureze cu Las Fierbinți? Cred că sunt extrem de diferiți. Știu că există această tendință de a măsura lucrurile în mod diferit, dar Antena 1 nu seamănă cu ProTV-ul, ProTV-ul nu seamănă cu Antena 1. Nu, doar nu de semnă, din perspectiva competiției. Clar, da, din perspectiva publicului, eu cred că lucrurile sunt foarte clare și cred că la public trebuie să ne gândim, știi? Nu există... Și ar trebui să vină cu altceva atunci. Ce, nu crezi că au același public, Antena și Pro? Nu cred. Eu cred că sunt publicul e diferit. Și de ce? Pentru că își caută publicul, își caută, știi, lucrurile care îi fac plăcere. Și nu cred că e același peste tot, pentru că uite, de exemplu, Ruxandra are acum seriale care sunt cumva exclusiv dedicate femeilor, știi? Și nu zic că nu sunt și bărbați care se uită, dar predominant publicul e feminin. La Las Fierbinți e amestecat, cumva. Se uită și copiii, și bătrânii, și tinerii. Când și... la Antenă? E cumva, mi se pare că merge... Primează show-urile astea mai mult de cooking, de... Cred că da, dar și seriale, dar sunt seriale diferite, nu pot să pun pe aceea. Cum discutam mai devreme de filmul lui Shelley, nu pot să zic că cine se uită la filmul lui Shelley o să se uite la filmul lui Petre Năstase. Sau cine se uită la Ramon o să se uite la filmul lui Cristian Mungiu. Deci nu, sunt super diferite, să zic o chestie da, subiectivă. E foarte interesant ce zici, pentru că Marea Bătălie se dă între ProTV, Antena 1, Canal D, da? Și dacă tu spui că e un public diferit, asta înseamnă că ei nu își pot lua publicul unul altuia și ar trebui să-și caute publicul în altă, să-l ia asta din alte zic, locuri. Sunt convinsă că publicul vine după ce îi face plăcere să vadă, știi? Și de asta zic că sunt diferite, nu știu. Eu cred că și migrează. Adică, da, la urmă, poate să fie, se duce vorba, băi, e mișto ceva. Da. Iartă-mă, dar niciun bărbat nu mai vezi să mă uită la vreo serial, nici bătut de nevastă cu papucu, adică... Eu mai mult întrebam așa dacă crezi și tu fiind, dacă știi, dacă crezi, e clar că este o serialul cel mai de succes din, din piață. Clar. De ani de zile nu a scăzut. Regele. Da, da. Și clar că și ei vor și caută ceva care să concureze până la urmă și pe segmentul orar și pe așa. Da. Crezi că o să vină, poate nu Antena 1. Antena 1 am zis așa că sunt cei doi jucători. Da, că sunt ei doi, da. Nu în sensul că dacă e capabil Antena 1, dacă e ceva în piață. Nu știu ce să mai zic, adică televiziunea e într-o continuă schimbare și e clar că viitorul înseamnă platforme de streaming. Că sunt românești sau că sunt străine, cred că o să se ducă. Uite, de exemplu, acum pe Voio, cu Tătuțu, a crescut foarte mult, știi, zona asta de expunere, de public care, de fapt, nu mai vrea să-i pui pumnul în gură că vreau la 20-30 să fii în fața televizorului, ci poți să dai play și stop, poți să dai skip avion, dacă nu-ți place ceva. În tren, da? Deci ai această libertate. Nu mai zici tu ce să fac, știi, cam așa e publicul de azi. Eu zic că în 10 ani o să fie moartă televiziunea. În 10 ani așa rapid? În 10 ani, da.
Că mai ai doar meciurile de fotbal pe care le poți vedea și pe alea tot de pe o platformă. Ba, da. Dacă o să supraviețuiască această înregistrare în timp, eu nu cred că în 10 ani e moartă. Probabil va exista public pentru TV o perioadă, dar na, nu o să mai fie... capsulă numită podcast va rămâne, va dăinui pe YouTube-ul și pe YouTube-ul ăsta și o să vezi că peste 10 ani, în 2034, nu va mai exista TV pentru că sunt foarte multe resurse. Nu, dar toată lumea migrează practic pe internet, na, că... Da. Mie mi s-a stricat televizorul. Mie mi s-a stricat televizorul și eu mă înțeleg foarte bine cu laptop. Deci am eu laptop în pat și... Sunt mulți care zic că au scăzut audiențele. Au scăzut audiențele pentru că oamenii nu și mai cumpără televizor să uite la TV, ci își au televizor să uite pe Netflix, să uite pe platformele de streaming, nu știu ce mai... Da, și mai e ceva, fii atent. Și cu asta încheie. Te-am invitat noi aici la luni seara. Păi noi am făcut aici Caterinca, am vorbit mai nu știu mai unde stai, pe ce magistral. Dacă te-ai invita o televiziune, crezi că am fi purtat, ai fi purtat același dialog, aceeași conversație? Vis-a-vis de viitor? Vis-a-vis nu de viitor, vis-a-vis de tot ce am discutat noi astăzi. Adică depinde de... stilul, depinde unde, unde ai putea să mergi în România, nu pe platformă. Televiziune, Pro TV, TVR, Canal D și să porți la fel o discuție de genul ăsta. Digi24, n-a spune mai multe ca să nu cred oamenii că dă. Nu cred că ai putea să te duci undeva și să vorbești atât de liber cum o faci pe internet. Categoric. Ori platformele astea reprezintă internet, înțelegi? Da, emisiunile se vor schimba. Adică numai emisiunea de astăzi n-a început cu bine ați bună venit. Seara și bine ați venit la o nouă ediție luni seara. Da, probabil se vor. Nu o să ghiciți pe cine am adus. Dar n-ai unde să știi. Nici l-am prezentat pe Mingu. Acum la sfârșit. Am uitat. Asta. Da. Și în încheiere noi. Da. A fost o deosebită plăcere să te avem ca invitată. Îți mulțumim, îți dorim mult succes în tot ce faci și să ai grijă de actorii noștri. Hai pa, bă! Până data viitoare, dați-ne subscribe, nu uitați și să ne urmăriți și la Nerilu. Mulțumim, Domnica. Mulțumesc pentru invitație, a fost urmează super știri drăguț. Tragice în curând după reclame la pariuri.